În modul Unitate prin Diversitate a prins viață în cadrul acestui festival extraordinar al etniilor, care a devenit deja o tradiție pentru Republica Moldova și o carte de vizită pentru oaspeții care în această zi sunt împreună cu noi aici, în capitala Republicii Moldova, datorită faptului și a conlucrării dintre Biroul Relații Interetnice și Primăria Municipiului Chișinău. Domnule primar, dacă am să vă prezint în calitate de bun gospodar și de cel care stă de veche ca acest festival să prindă viață și să aibă continuitate aici la noi, Republica Moldova, în aplauzele tuturor am să vă prezint primarul general al municipiului Chișinău, domnul Dorin Chirtoacă, și felicitări în contextul acestei ediții. Bună dimineața tuturor! Domnule vicepreședinte al Parlamentului, domnule viceprim-ministru, stimați reprezentanți ai misiunilor diplomatice, excelențele voastre, domnilor ambasadori, doamnelor și domnilor, stimați invitați, am să încerc să fiu succint. Felicitări, cu adevărat, o sărbătoare de suflet în Chișinău. Îmi pare rău că nu a avut loc anul trecut. Regretele mele, trebuia să fie și anul trecut. Dar anul ăsta sper să sărbătorim ca pentru 2 ani. Dublu, de două ori mai intens. În mod normal a trebuit să vă salut pe fiecare în limba pe care o vorbiți. Recunosc că n-am reușit să mă pregătesc anul acesta, poate deja anul viitor. Știu doar parțial, pot să spun good morning, guten morgen, bon matin, nu mai știu, dobro vorancu, dobro utră. În georgiană știu numai mulțumesc, gamarjoba. Deci, vreau să vă spun că noi avem multe de adus din Uniunea Europeană. Dar acest festival m-aș bucura dacă ar ajunge el în Uniunea Europeană. Pentru că, din câte cunosc, nu există un asemenea festival în cadrul Uniunii Europene. Și dacă s-ar face, s-ar vedea și frumusețea Uniunii din alt punct de vedere, așa cum se vede aici. Dar pentru noi aș avea o idee. Ieri la München s-a deschis Oktoberfest. Durează 2 săptămâni. Mie îmi pare rău că acest eveniment are loc numai o zi. Eu cred că noi, în general, am putea, începând cu această sărbătoare, festivalul etnocultural de la Chișinău, să lansăm un fel de săptămâni sau o lună a acestor sărbători care să înceapă cu festivalul etnocultural, să continue cu ziua vinului și să încheie cu hramul orașului. Și în felul acesta să ne putem bucura de roadele toamnei, de această atmosferă populară care se creează. Vreau să vă spun că simt eu de la acest festival, de la această armonie a relațiilor etnice din Moldova, o să pornească cumva o nouă renaștere a Moldovei. Din la armonia și dorința de bine a tuturor acestor comunități. Eu vreau să vă spun că nici măcar termenul minorități etnice nu s-a încetățenit la noi. Că așa se cheamă oficial, a spus și domnul ambasador Tapiola, minoritate etnică. Dar la noi nu știu cum nu sună la ureche. La noi e comunitate etnică, festival etnocultural, dar Casa Relațiilor Interetnice. Apropo, felicitări domnului Babenco pentru inaugurare, pentru colajul de la început, când ne-am văzut pe toți, scurt, intens, frumos, Ocin Krasocno. E o tradiție, vă dați să vorbim și în română și în rusă, de aceea dați-mi voie să spun câteva cuvinte și în limba rusă, toți vorbitori așa au făcut. Încerc să devin și eu disciplinat, măcar la al treilea mandat. Dragii друзья, поздравляю всех с праздником, на самом деле душевный очень праздник, очень близко к сердцу каждому из нас, и я хотел бы, чтобы эта традиция стала вечной в Молдове, если честно. Я чувствую это сердцем, чувствую это душой. Я думаю, что всем это понравится. И мне кажется, это может быть и очень такой туристической, и очень таким туристическим мероприятием, чтобы не было всего один день, а может даже несколько дней, или, как я сказал раньше, может быть, начать культурный фестивал, начать с этим. Потом продолжить днем вина и закончить днем города. И тогда у нас получится такой сочный месяц праздников. Поздравляю всех. Într-un час bun. Doamne ajută. Mulțumim. Mulțumim foarte mult, primarul general al municipiului Chișinău, domnul Dorin